A, domnul Câțu, să vă depuneți repede CV-ul, domne, că mai sunt doar câteva zile și se opresc angajările la stat. Da, s-a anunțat. De fapt, ce CV? Treceți acolo, domne, hashtag echipa câștigătoare și e suficient, știe toată lumea. Deci cum era el, mă, Superman, cu echipa câștigătoare și a tras-o echipa de era să-i sară vopseaua din păr? Parcă vezi că se duce acum echipa lui Orban. Dar să revenim la angajările astea la stat, care se opresc acum, în 3, 2... Să opresc pe naiba. Cancelaria prim-ministrului tocmai a primit prin hotărâre de guvern atribuții noi și un număr aproape dublu de posturi, 103 față de 57. Angajații noi ar trebui să coordoneze Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care România vrea să atragă de la Bruxelles 29 de miliarde de euro. Am asumat la nivelul comisiei... Am asumat, bre, nu am asumat! Aoleu! Ok, hai că nu e timp să ascultăm până la capăt, deci nu e nicio problemă. Se fac în continuare angajări. Da, zeci, sute, mii de posturi. Dar să zicem că nu ăsta e subiectul. Subiectul e altul. E nevoie de oameni pentru realizarea PNRR-ului. Da? Ce vă uitați așa? Mergeți, mă, și angajați-vă. Ia uite la ei, auzi. Nu cred că e vorba despre angajări politice. Nu trebuie carnet de partid. Pare că-i de muncă aici, tată. Da, chiar e de muncă, nu de gâdilat pisica prin instituții. Sau de ce vă uitați? Nu înțelegeți de ce abia acum se fac aceste angajări pentru PNRR? Un program despre care discutăm de atâta vreme? Nu înțelegeți de ce n-au fost pregătiți dinainte oamenii din ministere? E, na! Specialiștii, spre exemplu, în fonduri nu se formează peste noapte. De aceea suntem într-un proces de recrutare și căutare continuă de specialiști pe domeniul fondurilor europene și un specialist cu competențe depline pe domeniu se formează în aproximativ 3-5 ani de zile. Care noapte, mă, preoțele? Zici că ieri am intrat în UE, nu acum 15 ani. Da, ne-a luat Europa prin surprindere, să dea dracu. Doamne, iartă-mă că vorbesc urât pe aici. Și cu cine? Tocmai cu preotul de la fonduri europene. Auziți, da, specialiștii în PNDL-uri, cum se formează ei? A? Adică acolo de ce nu sunt probleme? Aud? Sau acolo e simplu, nu? Bași mâna în fonduri, iei cât poți, te-ai cărat, a? Ce să, ne încurcă banii europeni, domne. Asta e, n-avem ce face. Pierdem miliardele ca pe pixuri. Dar ce zic eu, banii? Ne încurcă Europa în sine pe noi. De când am intrat în UE, numai necazuri, domne. Eu propun să vindem locul. Da, să vindem locul din UE. Ca la fotbal. Când promovează unii în prima divizie, își dau seama că nu fac față și vând locul. Mă rog, vindeau, nu mai e voie. Aia e, să facem și noi la fel cu locul din UE. Edita mai lista de așteptare, vorba aia. Sigur găsim mușteriu. Și împărțim banii normal, simplu. Prin urmare, păstrați banii la voi sau mi-i dați mie?